Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletului dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Aș vrea să citim din cuvânt. Cuvântul acesta este ieșit din gura lui Dumnezeu. O să citim din Evanghelia după Matei, prima dintre cele patru, prima carte din Noul Testament, citim din capitolul 14. Este jumătatea Evangheliei. Și citim trei versete, ultimile trei, 34 și 5 și 6. Vă rog în numele Domnului să vă ridicați. Matei 14 cu 34. După ce au trecut marea, au venit în ținutul Genezaretului. Oamenii din locul acela, care cunoșteau pe Iisus, au trimis să dea de știre în toate împrejurimile și au adus la el pe toți bolnavii. Bolnavii îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei lui. Și toți câți s-au atins, s-au vindecat. Amin. Mulțumesc, frații mei, vă rog să ședeți, să stați în prezența Domnului. Dumnezeu să vorbească inimilor noastre prin cuvântul Său. Aceasta este predica cu numărul 13, din ciclul acesta de predici, minunile Domnului Isus. În seara aceasta, suntem la minunea vindecărilor în Genezaret. Minunea vindecărilor se petrece în acest oraș, pe malul lacului Genezaret sau Marea Tiberiadei, oraș de care își trage, de unde își trage numele și Marea Tiberiadei sau lacul Genezaret. Genezaretul fiind relativ pe malul lacului care poartă numele orașului. Ținutul acesta, despre care vorbim în această seară, se numea în Vechiul Testament Kineret. Și zona aceasta întinsă, Kineret, a fost dată seminției lui Neftali, atunci când semințiile lui Israel au ocupat Canaanul și au împărțit între cele 12 triburi ținutul acela promis de Dumnezeu, unde curge lapte și miere. Deși se precizează că au fost vindecați mai mulți bolnavi, Biblia nu spune câți. Opinia mea personală este că Biblia nu spune câți, doar pentru a nu încuraja senzaționalul. Există multă modestie în Biblie, mult mai multă decât în inima oamenilor. Primul lucru pe care vreau să-l remarc în această seară, dintre cele trei sau patru pe care o să vi le prezint, este condiția slujirii. Este ușor de observat că scopul fundamental al misiunii Mântuitorului venind în lumea noastră din cer, cât și a ucenicilor pe care El i-a instruit pentru 3 ani și jumătate, a fost slujirea. Capitolul 14 prezintă efortul pe care Domnul Iisus, alături de ucenicii Săi, îl fac, dar și amărăciunea pe care o resimt la vestea că Ioan Botezătorul a fost asasinat. Când a auzit despre vestea asasinării lui Ioan Botezătorul, Scriptura ne spune că Domnul Iisus Hristos dintr-o dată a intrat într-o stare de tăcere și a vrut să meargă într-un loc singur. Priviți versetul 13, când a auzit vestea aceasta, a plecat de acolo într-o corabie ca să se ducă singur la o parte, într-un loc pustiu. Întotdeauna când Biblia folosește terminologia aceasta cu privire la Mântuitorul, se referă la faptul că Domnul mergea într-un loc pustiu pentru rugăciune, pentru meditație, pentru părtășie duhovnicească cu Dumnezeu Tatăl. Observați că ziua de dinaintea evenimentelor din Genezaret a fost epuizantă. Capitolul 14
ne prezintă intensitatea activităților și efortului depus de Domnul și de ucenici. Priviți, vă rog, că în versetele 14 și 15, Scriptura ne spune că Domnul, în ziua de dinainte, de dinaintea vindecărilor din Genezaret, Domnul a stat în mijlocul oamenilor și le-a slujit, i-a vindecat. Erau oameni simpli, oameni săraci, erau niște anonimi, nu știm numele lor, dar Dumnezeu Fiul și-a făcut timp de ei. Pentru toți anonimii lumii, mesajul acesta este plin de speranță. Fiindcă credem că așa cum s-a raportat cu milă și cu îndurare la anonimii acelei vremi, se va raporta și la noi și la familiile noastre cu aceeași îndurare și ne va binecuvânta. Nu facem parte din Senatul American. Nici măcar nu suntem în conducerea orașului unde trăim. Suntem niște anonimi pentru domnitorii lumii, dar pentru niște anonimi ca noi, Domnul își face timp în cele mai adânci crize cu care se confruntă. Așa s-a întâmplat atunci. Era amărât că Ioan Botezătorul a fost omorât. Era obosit și epuizat. Și totuși, condiția slujirii, el a slujit oamenilor. Observați că spre seară, Domnul stă în fața la aproximativ 10-12.000 de oameni. Erau numai 5.000 de bărbați. Câte femei, câți copii, Biblia nu spune, dar oricum mulți. Și în ciuda faptului că ucenicii au vrut să-i trimită în locurile civilizate unde erau prăvălii, magazine de unde se putea cumpăra ceva de băgat în gură, ceva de mâncare, Domnul Iisus are o altă soluție, spune, nu, nu-i trimiteți, lăsați-i aici, dați-le voi să mănânce. Și urmează înmulțirea pâinilor. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, surorilor, care sunteți foarte pricepute în a găti și în a sluji cu mâncare, în general, familiei dumneavoastră, dar și oaspeților, cât timp v-ar trebui ca să slujiți la 10.000 de oameni? Cât timp v-ar lua? Domnul Iisus, în după amiaza aceea cu ucenicii, a slujit la 10.000 de indivizi, aproximativ 10.000, mai mult sau mai puțin 1.000, 2.000, 3.000. Cât timp a luat? Să stai în picioare la 10.000 de oameni? Era obosit? Și totuși i-a slujit pe oamenii ăștia. Soluția ucenicilor era mai simplă, trimite-i în oraș să-și cumpere de mâncare, să se descurce fiecare. Nu, noi ne descurcăm pentru ei. Noi le slujim. Dar e prea greu, noi suntem 13, iar ei sunt 10.000. Nu-i nicio problemă. Misiunea noastră este să le slujim lor. Ce părere aveți cei care vă este greu să slujiți, inventând tot felul de motive? Vedeți ce a făcut Domnul și este Domn. Vedeți ce au făcut ucenicii și au fost ucenici. Fraților, predicile din timpul serviciilor în care noi ne întâlnim nu sunt doar un mod de a ne petrece timpul, ci este un mod de a ne educa viața și de a ne corecta valorile și prioritățile. Dacă Domnul, într-un timp în care verișorul său a fost omorât, cu atât mai mult noi, într-un moment de disponibilitate, de normalitate, ar trebui să fim slujitori fraților noștri. Și asta nu se face ușor. Asta înseamnă să ajungi mai târziu acasă cu o jumătate de oră, asta înseamnă să pleci cu o jumătate de oră mai târziu de la biserică, asta înseamnă să faci efortul să stai lângă cineva care nu merită, dar asta este servire. Nu poți să separi creștinismul de slujire. Nici pilda Mântuitorului Iisus Hristos, prin excelență Hristos, se afirmă ca un slujitor și spune, voi să nu fiți ca domnitorii acestei lumi, cel mai mare dintre voi să fie cel mai mic, cel mai mare dintre voi să ia ștergarul, cel mai mare dintre voi să se arate cu inimă și înțelegător și bun la suflet. Desfințați în întâlnirile voastre sfinte categoriile sociale, ăsta e dintre cei bogați, ăsta e dintre cei intelectuali,
ăsta e dintre cei cu neamuri multe, ăsta e dintre cei cu școală, cu școli, ăsta e dintre cei cu poziții. Nu, 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 în frăția noastră, astfel de categorii care selectează nu trebuie să existe. Noi suntem frați. E adevărat că suntem tributari categoriilor sociale, însă trebuie să luptăm împotriva acestei mentalități care separă și care creează superioritate sau inferioritate. Superioritatea este dincolo de nori, iar inferioritatea este dincoace de nori în lumea noastră. Aceasta ar trebui să fie principiul de selecție și punct. Seara târziu, Domnul merge să se roage. Observați că succesul misiunii este explicat prin intensitatea rugăciunii, la care Domnul n-a renunțat nici în ciuda unei agende încărcate. Dacă într-un serviciu divin ar trebui să renunțăm la ceva, la ce renunțăm cel mai repede? La ora de rugăciune. Predica e importantă, formațiile sunt importante, colecta e importantă, solourile sunt importante, dar la ora de rugăciune renunțăm imediat. Ea e prima pe care o desfințăm. Știți de ce? Pentru că asta demonstrează valorile pocăinței noastre. Frații mei, să nu vă supărați. Hristos a mers în munte să se roage. Dintre tot ce se poate face duhovnicește, El a mers în munte să se roage. Vă întreb, de ce astăzi oamenii au alergie la rugăciune? Avem câteva metode în biserica noastră pentru rugăciune. Avem ora de rugăciune de la 9 la 10 duminică dimineața, timpul de la cină de la 8 la 9 fără un sfert, timpul grupului de mijlocire de rugăciune de la 5 la 6 fără un sfert. Avem câteva metode de a ne ruga în cadrul frăției noastre, în mod convențional, organizate. Tinerii fug de asta. Bătrânii? Las realitatea să răspundă la această întrebare. Cei care au 20-50 de ani de pocăință? Fraților, Hristos a fost obosit și s-a dus să se roage singur în munte. Nu vă spune nimic asta? Partea din Dumnezeu care este în noi nu ne spune nimic? S-ar putea cuvintele mele să fie grele ca niște pietre. Eu aș putea să nu le spun. Dar credeți dumneavoastră că vom fi mai pocăiți dacă eu nu le spun? Frați dragi, rugăciunea nu e inventată de mine, nu-i monopolul meu. Dar rugăciunea a fost practicată de Cel care a creat calea pe care mergem noi. Nu vom fi mai pocăiți că nu ne rugăm. Faptul că nu ne rugăm nu demonstrează pocăința noastră, ci altceva. Nu demonstrează unitatea noastră, ci altceva. Toate motivele pe care le invocăm atunci când nu venim la rugăciune, oricum sunt diferite de ceea ce a făcut Domnul Iisus. Dacă crezi că e biblic, gândește-te la viața dumitale, la prioritățile pe care le ai. Întotdeauna vei avea un motiv să elimini rugăciunea. Dacă am eliminat la fel de repede și cafeaua și multe alte lucruri, Hristos s-a rugat, era obosit, era epuizat, dar s-a rugat. Frați dragi, să nu eliminăm rugăciunea, să nu o micșorăm. Timpul de rugăciune să nu-l micșorăm, dimpotrivă. Vreau să ajungem într-o zi la obiceiul de a începe serviciul la 8:30 sau la 9 fără un sfert, să mai punem un sfert de oră de rugăciune. Dacă facem asta, nu vom pierde nimic. Dimpotrivă, evident, nu vom ajunge aici. Vreau doar să spun ceva cu exemplul acesta. Noaptea, ne spune Scriptura, se făcuse noapte, s-a urcat în corabie și a vrut să treacă marea. Ucenicii au plecat primii, Domnul le-a spus, mergeți că vă ajung din urmă. Cu ce urma să-i ajungă din urmă? Ucenicii nu s-au întrebat. Nu era pe uscat, era pe apă. Cu ce ajungea din urmă? Avea vreo barcă cu motor? Știți cu ce a ajuns din urmă? Pur și simplu mergând pe apă ca pe uscat. Cum? Nu știu. Ori crezi, ori nu crezi, dar explicație nu există. Ucenicii când au văzut asta, pur și simplu s-au mirat. Știți întâmplarea cu Petru?
care are un mesaj profund pentru noi. Dimineața au debarcat pe malul mării Genezaretului, în partea de vest unde era orașul Genezaret. Și după un timp atât de greu, după o noapte nedormită, după vestea că Ioan Botezătorul a fost asasinat, după o perioadă atât de intensă, ce am fi făcut noi după o noapte nedormită? Am fi mers să băgăm ceva în gură, așa la repezeală, că eram frâns de oboseală, și puneam capul jos. Cât? 2-3 ore măcar, ca să nu ne apuce slăbiciunea. Știți ce a făcut Domnul Iisus? A coborât din corabie și au venit oamenii la El. Și nu le-a spus, vă rog frumos, întoarceți-vă peste 3 ore, pentru că nu putem să vă slujim. Ca și cum ar fi dormit toată noaptea 8 ore, cum spun medicii, a stat în picioarele lor o nouă zi și urmează vindecările de la Genezaret, făcute de un om nemâncat, nedormit și cu sufletul sfâșiat, pentru că un sfânt fusese decapitat de o femeie destrăbălată și de un împărat fără minte. În condițiile astea s-au făcut vindecările de la Genezaret. S-au făcut în condiții de criză, s-au făcut în condiții limită, nu în condiții de disponibilitate și de confort și de normalitate, nici de cum. Dacă vei vrea să-L slujești pe Domnul doar când ești odihnit, s-ar putea să nu-L slujești niciodată, pentru că viața, de când omul se luminează, până când îmbătrânește și nu se mai poate târî dintr-un loc în altul, tot timpul se luptă pentru ceva. Când e tânăr, se luptă pentru poftele lui. Când își face familie, se luptă pentru nevastă și copii. Când are nepoți, se luptă pentru nepoți. Când e bătrân, se mai luptă pentru cineva. Mai îndreaptă din greșelile tinereții. Și cât îi mai bate inima în piept, mai are ceva de făcut. Când s-au măritat fetele mele, ale noastre, mă refer la mine și la Carmen când spun ale noastre, credeam că o să fie mai ușor, că acum am mai rămas cu unul, o să se însoare și ăsta într-un viitor apropiat. Și o să fie ușor. O, suntem ca de la început, eu și Carmen. Oamenii ăștia care au stat în chirie la noi 20 de ani s-au dus. Da, de unde? Toți cei care sunteți puțin înaintea mea știți că ăsta este un vis care nu se întâmplă. Eu n-am știut că de copii nu mai scap niciodată, dar nu că nu mai scap în sensul rău al cuvântului, ci inima de mamă, mai ales de mamă, dar și de tată, niciodată nu va rămâne fără copii. Dimpotrivă, pleacă unul, vin doi și într-un timp scurt tot se înmulțesc. Niciodată nu mai scăpăm de responsabilități. Dimpotrivă, ele se înmulțesc și pe umeri ăștia poate obosiți, poate umeri care au auzit vești rele, umeri nemâncați, umeri nedormiți, când spun umeri mă refer la oameni, se pun noi și noi poveri, noi și noi poveri, noi și noi poveri. Un copil face o prostie. Un nepot nu știu ce mai face, un ginere sau o noră nu știu ce mai spune și trebuie să fii acolo între ei. Trebuie să faci să fie bine că ai trecut pe acolo și acum îi înțelegi. Te culci ultimul, te trezești primul, te culci din ce în ce mai ultimul, te trezești din ce în ce mai primul. În ciuda faptului că sănătatea este din ce în ce mai șubredă, că resursele sunt din ce în ce mai puține, că nu mai poți munci ca la tinerețe. Așa a fost Domnul Iisus. A slujit într-o vreme în care credeai că o să cadă de pe picioare, de oboseală și de nemâncare. Și a făcut minuni la Genezaret unor oameni care n-au plătit nimic pentru efortul acestei persoane cerești care a stat în picioarele lor. Câtă admirație îți câștigă exemplul acesta. Dar cât de responsabil te face prin faptul că te cheamă să-i urmezi exemplul. Cât de departe este uneori creștinismul secolului 21 de acest stil de exemplu. Este un creștinism consumator, un creștinism mofturos, un creștinism pretențios. Cântarea aia nu-i bună, predica aia nu-i bună, aia nu-i bună. Creștinismul acesta este un creștinism complicat și sofisticat. Oamenii lui Dumnezeu, suntem la vârsta la care putem judeca drept lucrurile astea, pentru că a îngăduit Dumnezeu să ajungem oameni mari și cu o minte de adult
să judecăm drept lucrurile lui Dumnezeu, să învățăm din greșelile trecutului și să ne corectăm viața, că mâine, poi mâine ne punem mâinile pe piept și gata cu șansa și de a face binele și cu șansa de a face răul. Plecați acasă măcar cu o singură intenție de schimbare, de îmbunătățire, de corectare și Dumnezeu se va bucura că două ore a pus pe cineva să vă slujească pentru o simplă schimbare în viața unuia ca mine și ca dumneata. Am vorbit puțin despre condiția slujirii și acum o să spun două, trei vorbe despre condiția venirii la Mântuitorul. În general, noi oamenii credincioși ne mirăm de ce oamenii necredincioși nu vin la Domnul, nu vin la biserică. Ne mirăm de ce se duc la plajă, de ce se duc la film, de ce se duc la teatru, de ce se duc la restaurant și nu se duc la biserică. Ne mirăm. Și zicem, oamenii ăștia sunt răi din calea afară. Sigur că-s răi. Dar ăsta este singurul răspuns? Din textul acesta, nu. Nu-i singurul răspuns. Răspunsul este altul. O să vă citesc răspunsul. Oamenii care cunoșteau pe Iisus i-au chemat pe cei care nu-L cunoșteau pe Iisus la Iisus. Oamenii care cunoșteau pe Domnul au dat de știre în localitate și au spus așa, hei, e șansa voastră, veniți! Noi știm la ce vă chemăm, noi îl cunoaștem. Pentru voi este un străin, este un nimeni în drum, e un om obișnuit. Dar noi care îl cunoaștem știm ce potențial are. Noi știm ce se întâmplă dacă spune o vorbă. Noi știm ce schimbări se produc dacă își întinde mâna, dacă face un semn. Noi îl cunoaștem. Noi vorbim în cunoștință de cauză și pentru că îl cunoaștem, vă spunem următorul lucru. Condiția să veniți la el este să-l cunoașteți. Dacă îl cunoașteți, îl veți urma. De ce mergem la frigider când ne este sete? Cunoaștem că în interiorul frigiderului este o sticlă cu apă sau cu suc. De ce mergem la frigider când ne este foame? Cunoaștem că în interiorul frigiderului este ceva de mâncare. De ce mergem în dormitor când ne este somn? Cunoaștem că în dormitor este un pat care este al nostru și în care ne putem odihni, că suntem obosiți. Niciunul dintre noi nu se duce la bucătărie să doarmă, pentru că potrivit cunoașterii lui, patul e în dormitor. Condiția venirii la Iisus este cunoașterea Lui. Nu vei veni la El dacă nu-L cunoști. Eu mă uit la omul ăsta, el poate fi doctor, medic, el poate fi aviator, pilot, el poate fi electrician, e ceva din toate astea trei. Dacă eu nu știu că este medic, nu-L voi întreba niciodată. Domnule, uite, eu am o problemă, uneori când e soare prea puternic, mă doare aici, mă doare capul. Ce sugestie ai pentru mine? Eu nu voi întreba pe pilotul care conduce avionul întrebarea asta, că omul nu se pricepe la lucrurile astea. Nici pe electrician nu-l voi întreba, că nici el nu se pricepe. Voi merge la medic, de ce? Eu știu că el cunoaște. Oamenii care l-au cunoscut pe Domnul, a chemat locuitorii orașului să vină la el ca să beneficieze de resursele care le-a adus din cer și cu care a coborât în grajdul din Betleem. Am spus asta pentru că minunea petrecută la Genezaret explică faptul că acțiunea de a veni la Domnul este determinată de a ști, de a cunoaște cine este Domnul. Pavel face o afirmație adâncă, zice așa, din neștiință în necredință. Necredința este produsă de neștiință, de necunoaștere, iar credința este produsă de cunoștință. E produsă de cunoștință. O să citesc câteva versete din Romani. Ascultați! Oamenii din locul acela care cunoșteau pe Iisus au trimis să dea de știre în toate împrejurimile și au adus la el pe toți bolnavicine. Oamenii care știau cine este în mijlocul lor. Ce bogăție de hare în mijlocul lor. Dacă n-ar fi știut, n-ar fi știut.
O poveste persană spune că un om bogat a făcut o călătorie cu un hoț. Amândoi au călătorit multe zile și nopți. Un om bogat care avea un săculeț cu aur, cu un hoț. Auziți dumneavoastră ce pereche nepotrivită sau potrivită, nici nu știu cum e, bine să spun. Acum, ce șanse avea omul bogat să aibă la sfârșitul călătoriei teșcheleața cu aur, adică punga cu aur la el, să nu-i o fure hoț, că ăsta era de meserie? Ce șanse avea? Zero. Dar ăsta, din întâmplarea persană, a ajuns la capătul călătoriei cu punga, cu bani asupra lui. Cum? În fiecare noapte când se culca, îl aștepta pe hoț până mergea un pic mai încolo pentru probleme personale și îi punea punga cu bani sub perna lui. Și apoi pleca și el pentru probleme personale. Și hoțul în timpul ăsta, dar și în timpul nopții când credea că ăsta doarme bine, domne, cotroboia după punga cu aur peste tot, dar sub perna lui. Nici nu îi trecea prin cap să caute. Că chiar așa, la sfârșit, bogatul, când s-a despărțit de hoț, i-a zis, mă, hoțule, hai să te învăț o lecție. Ai căutat punga asta în nopțile trecute, nu? Da, am căutat-o, a mărturisit hoțul. Știi de ce n-ai găsit-o? Nu știu. Pentru că n-ai căutat-o unde trebuia. Dar unde n-am căutat-o? Și sub perna ta. Dacă hoțul ar fi avut cunoștință unde-i punga, ar fi pus mâna pe ea, dar bietul n-a știut. Și pentru că n-a știut, n-a avut. Scriptura spune, cei ce-l cunoșteau, i-a adus pe cei care nu cunoșteau la Domnul. Uitați ce spune Pavel în Romani. Pentru că oamenii nu-l cunosc pe Domnul, nu vin la el. Dar cum vor chema pe acela în care nu au crezut și cum vor crede în acela de care nu au auzit? Cât cunosc oamenii din lume despre Domnul Iisus? Ei nu s-au născut într-o familie de credincioși. Cei mai mulți dintre ei. Ei cunosc despre Dumnezeu două, trei informații generale pe care și eu le-am știut când am deschis ochii în lumea asta, dar nu m-am pocăit prin informația aceea. A fost nevoie să apară în viața mea mătușa soției mele, care prin căsătoria cu soția a devenit și mătușa mea, și datorită rudeniei cu femeia aceasta, ea a avut oportunitatea să-mi vorbească despre Dumnezeu. Și prin cunoștința care a venit în discuția cu ea, în inima mea a apărut credința și m-am pocăit. Dacă această femeie nu ar fi apărut în discuțiile noastre cu mesajul Evangheliei, astăzi aș fi fost probabil un bețiv sau cine știe ce altceva. Întreb eu, bețivul care trece acum prin fața acestei biserici sau care e vecinul dumitale sau colegul dumitale, cine te gândești că îl va aduce într-o zi la adunare? Că obiceiul de a aduce un necredincios la adunare a devenit din ce în ce mai rar. Creștinismul secolului 21 nu mai implică evangelizare. Fiecare dintre noi suntem comozi, venim la adunare liniștiți, iar bețivii rămân acasă. Curvarii rămân acasă să se ducă liniștiți în iad. Oamenii care l-au cunoscut pe Iisus au dat de știre în oraș, e ziua mântuirii voastre, veniți încoace. E ziua vindecării voastre, veniți încoace. De ce nu-l cunosc oamenii pe Domnul? Ascultați ce întreabă Pavel. Cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Unde-s propovăduitorii? Nu în biserică, în afara bisericii. Biserica este responsabilă de predicarea veștii bune oamenilor nemântuiți. Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc Evanghelia. Câte persoane din biserica noastră fac asta în afara bisericii? Noi suntem 1000 și ceva de suflete în adunarea asta, cu tineri și cu bătrâni. 1000 și ceva. E un număr mare. Câți în mod organizat sunt delegați de noi să împlinească misiunea asta? Câți? Se poate și fără, nu? Credeți că ne va felicita Domnul că se poate fără? Frați dragi, haideți să facem din prioritățile Domnului prioritățile noastre. Din obiceiurile Domnului, obiceiurile noastre. Din valorile Domnului, valorile noastre. Să ne corectăm viața după această carte, nu după tradițiile noastre, nu după părerile noastre. Este ușor să asociem intensitatea spiritualității credincioșilor cu intensitatea
evangelizării necredincioșilor. Este absolut obligatoriu să asociem intensitatea spiritualității credincioșilor cu intensitatea evangelizării necredincioșilor. Știți ce vreau să spun? Să nu-mi spuneți mie că e plin de Duhul Sfânt un om căruia nu-i pasă de lumea asta pierdută. Știți de ce a venit Duhul Sfânt? Printre altele. Și voi veți primi o putere când va veni Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori începând de aici până la marginile pământului. Coborârea Duhului Sfânt este făcută în contextul și în perspectiva evangelizării. Nu se limitează la asta, dar e făcută în contextul și în perspectiva evangelizării. Frați dragi, pe noi Evanghelia asta ar trebui să ne educe. Și pe noi, și viziunea bisericii noastre, și organizarea bisericii noastre ar trebui să fie făcută nu de obiceiurile noastre și de tradițiile noastre, ci de această Evanghelie după care Hristos va judeca neamurile. Încă un lucru pe care vreau să-l spun, condiția vindecării din partea Mântuitorului. Condiția venirii la Mântuitorul este cine știe să cheme pe cine nu știe. Condiția vindecării este cine-i bolnav să-l roage pe Domnul să-l vindece. Uitați ce spune Scriptura. Bolnavii îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei lui și toți câți îl rugau se vindecau. Condiția vindecării. Cine-l ruga, se vindeca. Cine nu-l ruga, nu se vindeca. Cât de simplu e? Mai simplu decât compoziția chimică a Tylenolului. Mult mai simplu. Toți oamenii bolnavi vor să fie vindecați, însă în baza rețetei lor. Scriptura ne spune că dacă oamenii cred și acționează prin credință, Domnul îi vindecă în mod supranatural. Observați care sunt manifestările credinței aici în text. 1. Rugăciune. Bolnavii îl rugau. Vă aduceți aminte ce spune Fapte? În Cartea Faptelor mergeau la ceasul rugăciunii la templu. De ce mergeau la templu? La ceasul rugăciunii. Nu putem scăpa de practica rugăciunii. Rugăciunea este o practică fundamentală a creștinismului și a creștinilor. Dacă am desființat-o, rămânem cu show-uri de divertisment. Rămânem cu competențe muzicale și oratorice. Cu asta rămânem. Este importantă cântarea și predica, dar rugăciunea, fraților, nu poate fi eliminată ca să rămână ungere în predică și în cântare. Nici vorbă. Noi putem să facem ce vrem cu programul de biserică. Să-l începem când vrem, să-l terminăm când vrem și să-l alcătuim cum vrem. Dar ar trebui să-l alcătuim cum l-a alcătuit Iisus. Rugăciunea a fost prezentă. Vă rog, acceptați lucrul acesta și accentuați-l în viața dumneavoastră. Faceți opinie în legătură cu treaba asta. Apoi, respect. Să le dea voie. Oamenii ăștia și-au cerut voie. Niște oameni simpli de pe malul Mării Tiberiade și voie. Îmi permiți să trăim astăzi într-o vreme în care avioanele zboară deasupra Pământului la 10 kilometri deasupra Pământului, 30.000 de fiți, dacă bine spun. Și n-am învățat să spunem, am voie să, fiecare ne simțim stăpâni. Stăm unde vrem, facem ce vrem, că suntem la noi acasă. Trăim în țara unde fiecare face ce vrea. Dar nimeni nu vrea să treacă pe roșu. Când ajungem la semaforul de culoare roșie, toată lumea îl respectă, nimeni nu mai face ce vrea. Frați și surori, în Genezaret, în societatea aceea necivilizată, oamenii și-au cerut voie. Dacă cineva e bine crescut, dacă cineva e omenos, dacă cineva are caracter, se vede și prin faptul că își cere voie. Te rog frumos, pot să? Apoi, încredere, numai să se atingă de poala hainei, nu mai mult, doar de poala hainei, de partea de jos a hainei. Și apoi, umilință. De partea de jos a hainei, nu de oriunde din haină. Este ușor de observat și cu gândul ăsta închei, faptul că cei care l-au cunoscut pe Domnul și au chemat mulțimile să vină, unul nu i-a chemat să fie mântuiți, ci toți au chemat să fie vindecați. Ce tragedie! Interesul oamenilor de a fi fericiți, de a fi vindecați,
de a trăi să se sature odată 80 de ani fără nicio suferință și când mor să moară nemântuiți. Cei care îl cunoșteau pe Domnul nu i-au chemat să fie mântuiți din nefericire. Astăzi, în America, se predică o evanghelie socială. Hristos te îmbogățește, Hristos te vindecă, Hristos te face șef, Hristos te umple de bani, dar Hristos nu te mai cheamă la pocăință. Oamenii lui Dumnezeu, să nu acceptăm o evanghelie socială care exclude mântuirea sufletului prin pocăință și prin credință. Oamenii ăștia, observați că au venit să fie vindecați, dar nu mântuiți. N-aveau nevoie de mântuire. Ce trist! Iertarea păcatelor prin pocăință este expresia veștii bune pe care Domnul Iisus Hristos a adus-o. Să fim astfel de oameni, să ne dorim vindecarea trupului și să-i chemăm și pe alții la vindecare, dar să înțelegem că oricât de mult ne-am vindeca, tot trebuie să murim într-o zi. Ori de câte ori ne vom vindeca, tot trebuie într-o zi să plecăm acasă. Dar dacă nu plecăm mântuiți, frații mei dragi, unde ne ducem? Este importantă vindecarea, dar mântuirea este fundamentală. Accentuați-o, țineți-o cu dinții și țineți la ea ca la lumina ochilor din capul dumneavoastră. Pentru că mântuirea sufletului ne duce în împărăția lui Dumnezeu, acolo unde ne așteaptă Domnul Iisus. Domnul s-a dus la Genezaret obosit. Și și-a făcut timp de niște anonimi, stându-le în picioare și servindu-le nemâncat și nedormit. Dacă așa a făcut acolo, așa va face și cu mine. Când îl voi ruga, îmi va răspunde. Când îl voi chema, va veni la mine. Mă va vindeca, mă va ierta și îmi va asculta rugăciunea pentru nevasta mea, pentru copiii mei, pentru nepoții mei și pentru frații mei sfinții lui. Aceasta este încrederea cu care călătorim în lumea asta. Cu această încredere renunțăm la păcatul care ar rupe relația noastră cu El. Cu această încredere avem puterea să trăim o viață de neprihănire pentru ca El să-și găsească plăcerea în viața noastră. Să-L chemați, că o să vă răspundă. Fie ziua, fie noaptea. Cel mai simplu, cel mai în vârstă, cel mai anonim dintre noi, să-L chemați cu încredere că va veni. Nu e niciodată prea obosit, nu e niciodată prea ocupat, întotdeauna va avea timp, inimă, milă și îndurarea Lui se va înnoi în fiecare dimineață pentru fiecare dintre noi. Plecați acasă cu această încredere care să vă dea siguranță, care să vă dea bucurie. Dumnezeu se luptă pentru poporul Lui, Dumnezeu se luptă pentru copiii Lui. Dumnezeu se luptă pentru oameni ca noi. Lăudat să fie Domnul! Ne ridicăm în picioare, Sfinții Domnului, și încheiem serviciul divin cu rugăciune. Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Sper din inimă să vă fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă bine.